Salutare, oameni buni din orașul Săriște, județul Sibiu. Tocmai ce mă întorc de la o pizzerie, am mers undeva la vreo 10 minute pe jos, o pizzerie pe care am găsit-o pe Google Maps. Și când am ajuns acolo, ce să vezi, nu face decât delivery. Eu acum sunt exact în centru, în centrul orașului Săliște. Am ieșit și eu să mă plimb și vreau să mănânc ceva. Am intrat pe Google Maps, m-am uitat ce restaurante sunt în zonă. Am găsit unul mai aproape de centru care este închis, altul la 10 minute în direcția opusă, care vinde burgeri, dar am intrat să mă uit pe poze și review-uri și nu are restaurant sau terasă ceva, îi vinde pur și simplu la tarabă, ca la obor. Poate avea vreo masă, ceva pe acolo, nu știu, dar vreau să stau și eu frumos la o terasă, să beau o bere. Și acum chiar nu știu ce să fac. E ceva de mâncare pe aici, văd magazin alimentar, covriș, pizza și gogoși. Și undeva mai spate niște forneti. Aș putea să mănânc ceva de la Teșghea, iar apoi să beau o bere. Am văzut că e o cafenea acolo, sunt niște băieți la terasă. Aici sunt în centru, primărie, primărie exact în față. Aici un parc frumos cu câteva statui, parcarea liberă și destul de mare și goală. Și chiar mă gândeam că e un oraș turistic, practic el este, dar lipsesc turiști. M-am cazat între timp și la pensiune mi-a spus doamna de acolo că sunt primul venit, mi-a dat drumul la calorifer, la apă caldă, până se încălzește, până una alta. Am luat o cameră modestă, o să vă arăt. Dar orașul deci chiar se prezintă frumos, e curat, e aranjat, oraș săsesc, oraș din 2004. Deci până în 2004 a fost un sat, un sat mai mare. Acum, și care avea undeva la 2500 de locuitori. Și prețurile, pe ce am luat camera, costă 60 de lei. Și e cam cel mai ieftin ce am găsit. Ar mai era ceva costă 40, dar nu arăta bine deloc. Dar turiști nu sunt. Da, ciudat. Am venit să-mi iau forneti. Și nu că e închis. E... cred că se vinde. E faliment. Vedeți, n-am ce să mănânc. Mi-a spus doamna la hotel, zice, dacă vrei să mănânci aici, în nu știu ce parte, mi-ar ta în direcția opusă orașului, și cred că știu, e un motel acolo, sau să comanzi. Și am spus, nu, că ies în oraș să mănânc. Și a, dar nu mi-a spus că nu e în oraș de mâncare. Și aici covriș, pizza și gogoși. Și trebuie să sun. Dar nu știu dacă se vede, nu-i nimic, e un raft. Sunt degeaba. Program luni, vineri. A, de la 7 la 3, sâmbătă. Închis. Până la urmă am găsit unde să mănânc lângă cazarea mea. Deci a trebuit să mă întorc din centrul orașului. E o ciorbă de burtă clar. Și... mm.
specialități. Muș de porc sibian, chevskaya, chevskaya de pui, nu știu ce e asta. E de pui, o găină, de... Cred că un muș de porc ăsta sibian merge, a? Sau piept de pui cu sos de smântână. A venit ciorba de burtă. Deci, apoi aștept să mănânc, să-mi leșina de foame. Nu vă vine să credeți, arată foarte bine. Și mi-am mai comandat un șnițel. Un șnițel de pui cu cartofi prăjiți. Vă spun la urmă cum au fost preparatele. S-a poftă. Deci aici o grămadă de lume care vine să mănânce. Cam așa arată șnițelul parizian. O salată de varză. Arată bine și ce-mi place că se mișcă foarte repede. Ăsta este localul unde am mâncat. Să fie de bine. Deci chiar a fost foarte bună mâncarea. În total am plătit 76 de lei, atât a venit nota de plată. Masă delicioasă. Aici mai vin și tiruri și tot felul de mașini. Eu stau la vreo... Cred că 5 minute fac pe jos până la pensiune unde stau, iar până în centru unde am încercat mai devreme să mănânc, cred că vreo 20 de minute. Deci lumea aici vine și mănâncă, nu mănâncă în centru. Chiar mi se pare foarte ciudat că nu e o terasă acolo, că aici e... Deci foarte multă lume, adică vin oamenii să mănânce. Eu cred că ar veni și în centru. În fine. Haideți să dăm o tură și prin Sibiu. Am venit și eu la mall aici. Pentru că ne-am uitat încărcătura acasă și vreau să văd dacă găsesc să-mi cumpăr unul ca să pot încărca telefonul și GoPro-ul, pentru că e greu să le am încărcat doar în mașină. Și mă uitam că aici stație pentru mașini electrice la mall și undeva în spate la clădirea asta, nu știu dacă se vede ea. Ăla e un cort. Deci, se vede așa o buclă, e un cort și a venit circul în oraș. Am găsit 50 de lei. Cablul l-am, firul, l-am în mașină, dar nu aveam partea asta. Imediat cum am intrat, în stânga era băiatul cu accesorii astea de telefon și am și o tură pe aici, prin mall, să văd cum e mall de la Sibiu. Și am intrat și la H&M, mi-am luat și un tricou și niște șosete, că și de-astea îmi trebuie. Ce părere aveți? Și acum să văd unde parchez și eu pe aici, prin centru. Dacă mai parchez, pentru că a început să plouă. Și chiar acum. Și eu ziceam să mergi pe aici, să mă plimb, să mănânc și eu o plăcintă de asta de lor cu carne, sau cu varză, dar aia cu carne e cea mai bună. Au fost câteva picături, sper să nu înceapă vreo ploaie mai serioasă. Aș vrea să mă plimb puțin și pe aici, prin centru vechi. Cameră. Și cred că am găsit și parcare. Nu, dar nu e parcare, e? Nu e. Nu e parcare, că e... E dungată zona. Turn right.
intrare. Nu-i voi să parchez. Hai să vedem. Astăzi e zi de duminică și probabil de-aia e mai aglomerat. Ești lumea la plimbare. Satele spustii, centrele orașelor sunt pline, n-ai loc să arunci un boc de orez, cum se zice. Ești... E greu cu parcarea. Test de centru. În sfârșit am găsit un loc de parcare destul de aproape de Piața Mare, Piața Sfatului, de aici din Sibiu. Și da, să dăm o tură pe aici. Să mergem și noi până la podul mincinoșilor. Aici prin centrul vechi, prin piața asta mai fost, am fost încolo pe pietonală. La podul mincinoșilor n-am fost. Este podul de care se zice că dacă spui o minciună pe el, pică cu tine, se rupe, ceva de genul. Practic, când intri în centrul vechi, intri într-o altă lume. Aici trăiau niște oameni cu totul și cu totul diferiți de noi, altă viață duceau. Au apus vremurile alea. Dar uitați ce frumos se trăia la cetate. Bine, eu mă gândesc acum ei știau că e frumos. Sau era ceva normal? Pentru că, de exemplu, mie nu îmi place lumea creată asta mai nouă, mai ales blocurile și cartierele astea construite pe vremea comuniștilor, unde totul este gri. A, uitați aici ce coloratură frumoasă pe aceste clădiri. Foarte tare, ești la tarabe, vii să cumperi un suvenir, un magnețel, îl pui pe frigider, eu am. Am de anul trecut, parcă am fost pe aici. Nici mai știu exact. Păi, plouă. Plouă și mi-o dă camera. Gata, am ajuns și la pod. Ăsta cred că e. Dacă nu mă înșel, da.
las Piața Sfatului în spate și intru pe pietonala asta pe aici, cu toate că am mâncat mai devreme. Merg să-mi cumpăr o plăcintă, lasă de-a lor. A trecut vreo, nu știu, o oră și poate chiar două de când am mâncat. Am mai fost pe la mall, am avut o cafea acolo. Îi fac eu loc, nu-i problemă. E bine că s-a mai domolit ploaia, pentru că dacă continuă să plouă mai tare, trebuie să merg la mașină să plec, că m-am udat puțin, mă udă telefonul. Sunt și eu puțin ghinionist, că exact când am ajuns cu mașina în centru vechi, exact atunci a început să picure. Dar aia e. Și îmi place atmosfera asta de weekend. Lumea iese la plimbare, la terasă, la o înghețață, la o vorbă. Relax. Relax în centru vechi, într-o altă lume. Uite aici, scufița roșie. Aici sunt plăcintele. Plăcintă con carne, vreau. Salut, plăcintă. Exact cu carne, vreau, ea mea. Exact, scufița roșie, mai găsi și pizza. Gogoși, cred că mă întorc, o să-mi iau și o gogoașă. Și cornuri, covridoci, chiar sunt foarte bune, mai ales plăcintele astea sunt top. Aș fi stat și la o terasă așa frumos, la o berică, dar din păcate sunt cu mașina. Voi face asta acasă. Ce puter ploaia, ia să mă bag și eu aici frumos, să mănânc și plăcinta și stau la adăpost. Din păcate a decedat și are și are inel. Deci a început să plouă binișor. Haide ploaie, oprește-te. Și nu știu, mai pe seara așa, mai după 10-11 noaptea, 12. Hai, vă salut! Vreți și voi? O bucată de plăcințoi, sau cu carne și cu ciuperci. Cea mai bună! Am încercat și cu varză, nu e cine știe ce. Asta e. Băi, ce tare! Deci, mi-am schimbat și puțin look-ul, dacă mă înțelegeți. Să-mi spuneți cunoscători. Sunt bine? Deci, dacă mă credeți, eu până acum am observat această fântână de aici, din centrul, nu e chiar în centrul Pieții Sfatului, dar eu nu am văzut-o. Nu voi scana codul, dar am trecut pe lângă ea, am fost de a treia oară când trec pe aici prin piața asta și făcea mai devreme cineva poze la ea, deci chiar să văd și eu ce e acolo. Da, mă îndresc prin mașină, m-am plimbat puțin, nu cât am vrut eu, ploaia mi-a schimbat puțin planul, dar nu-i problemă, m-am plimbat, am mâncat destul de greu acea, cum zice, acea plăcintă, că e măricică, e sățioasă și plus că eram mâncat și dinainte,
dar în seara asta clar nu mai mănânc nimic. Am zis că mă întorc să iau și o lugoașă, dar nu mai opt, nu intră. Și gata, la mașină și înapoi la cameră. În drum spre mașină, trec pe aici prin curtea acestei catedrale. M-am uitat la intrare acolo, n-am găsit nicio informație despre ea. Nu știu nimic, dar e frumos. Iar e super tare. Se cred că plec la fix, că iar începe ploaia. La revedere, centru vechi Sibiu. Să ne revedem cu bine. Cafe Vienne. Eu am venit pe altă parte, dar știu că trebuie să ajung și pe aici. Da, cobor niște scări și ajung la mașină. Cred că am luat-o bine. Da, scările astea. Casa Calfelor. Ai, ce tare! Ia uitați aici. Astea sunt tipuri de cuie și nu numai. Cât de tare! Și acolo sus stă un drăgușor. O arătare. Don't touch the nails. Am atins. Foarte tare. Pivnița de vinuri. Winkler. Frumos, ce să zic, mi-a plăcut. Mi-a prins bine plimbarea. Eu sper că v-a plăcut și vouă. Dacă v-a plăcut, vă rog, apăsați butonul de like. Pe mine mă ajută. 2 secunde. Uite aici. Hai să notați. Da, sper că v-a plăcut și vouă, apăsați și voi butonul de like, lăsați un comentariu și eu vă salut. Vă salut exact de aici, din centrul vechi Sibiu. Și haideți să vedeți ce bine am parcat, cât de bine. Adică fix aici aproape. Deci am parcat aici și exact aici este intrarea în zona pietonală. Vă salut și vă urez o zi minunată!